Vineri, ședință de Consiliu Local, maraton pentru aleșii locali ai municipiului Hunedoara. Peste 60 de proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la inițiativa primarului Viorel Arion. Un număr de 20 de proiecte propuse de edilul șef al Hunedoarei au avut ca obiect aprobarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice și a fondurilor necesare pentru modernizarea mai multor străzi, precum și amenajarea unor locuri de joacă noi pentru copiii hunedorenilor. Este vorba de câteva străzi pe care le-am considerat neapărat necesare să le modernizăm în prima parte a anului. De asemenea, e vorba de 9 locuri de joacă de mari dimensiuni pe care am primit solicitări pentru aceste locuri de la mulți cetățeni din municipiul Hunedoara. Am alocat pentru aceste 9 locuri de joacă o sumă destul de substanțială, 28 de miliarde de lei vechi, și am cerut celor care au realizat studiile de fezabilitate ca aceste locuri de joacă să se adreseze și celor foarte mici, care au poate un an sau doi ani, dar și celor care sunt mai măricei. Sperăm să le creăm o bucurie atât lor, copiilor, dar și părinților și bunicilor lor. Cu investițiile aprobate la acest capitol, pentru acest an, numărul străzilor modernizate în municipiul Hunedoara va ajunge la 60, respectiv 1 milion de metri pătrați de asfalt nou în 4 ani. Dacă vom reuși să le finalizăm în acest an, și sunt convins că vom reuși, vom depăși cifra de 1 milion de metri pătrați de asfalt din 2012 și până acum. Spitalul Municipal Alexandru Simionescu va avea din acest an și un heliport, investiție ce va duce la creșterea calității serviciilor medicale, nu doar pentru comunitatea hunedoreană, ci și pentru localitățile din jur, știut fiind faptul că nici măcar Spitalul Județean din Deva nu beneficiază de un asemenea serviciu de urgență. Este o noutate nu numai pentru Hunedoara, ci cred că pentru întreg județul. Acest heliport va deservi în principal spitalul din Hunedoara, dar sunt convins că și celelalte spitale din jur vor apela la acest heliport. El va fi realizat după toate standardele naționale și internaționale, în așa fel încât să existe cel puțin 2 culoare de zbor, semnalizare pe timp de noapte, și evident că am plecat de la ideea că nu costurile ar trebui să fie cele care să ne pună probleme, și faptul că dacă acest heliport va salva o singură viață, atunci își merită tot efortul și toți banii. Costurile pentru realizarea heliportului din Hunedoara la standarde europene sunt estimate la 9 miliarde de lei vechi.